Hei, bună! Pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt Emma, mi se zice Lemur. Mă găsiți pe Instagram ca Lemur Emma și pe Facebook Spira Emma. Asta este canalul meu de YouTube. Nu este un canal nou, doar că nu prea postam, pentru că m-au împins câteva persoane de la spate. Am zis, haide frate, hai să mă apuc de vlog. Nu e chiar vlog. Este pur și simplu un canal unde puteți să vă uitați, să faceți antrenamente cu mine, fără mine, să faceți antrenamentele pe care vi le propun, să-mi propuneți și voi antrenamente. De asemenea, eu aș vrea să vă ajut și... vorbesc prea repede? Așa vorbesc eu, plus că sunt emoționată, sunt destul de timidă. Aș vrea să vă propun să vorbim și despre psihicul vostru și despre emoții, pentru că suntem oameni. Până la urmă, hai să nu fim atât de superficial, să zicem, frate, doar fizicul reprezintă un om. Nu, nu este așa. Poate pot să fii un om grăsuț, cu atitudine foarte, foarte șmecheră și, ghiște, într-un an, doi, trei, depinde de ambiția ta, o să ajungi să arăți exact cum vrei. Asta doar dacă în momentul în care tu ești grăsuț și nu-ți place corpul tău, vrei să faci această schimbare, pentru că sunt mulți oameni cu o greutate puțin mai mare care sunt foarte confortabili în pielea lor și mi se pare foarte ok. Trebuie tu să te simți bine cu corpul tău. Eu am avut și mai puține kilograme de atât. Am avut și mai multe, sincer, la 56 de kilograme. Deci, acum, așa, așa, eu acum am 61-62 de kilograme, la 56, adică cu 6 kilograme mai puțin. Eram foarte slabă, într-adevăr, abdomen super plaba, dar mie nu-mi plăcea. Nu este genul meu, ok? Aveam două pătrățele, pentru că nu lucram abdomen. Sunt femei care chiar au abdomen cu pătrățele și bravo lor. Eu sunt genul de om căruia îi place cât de cât natural, să zic, adică nu forțez lucrurile la pătrățele. Pătrățele, din punctul meu de vedere, sunt pentru băieți și pentru fetele care participă la sporturi de performanță, atletism, toate sporturile de performanță unde chiar lucrez foarte mult. Și la fitness, normal. Fitness, culturism, bla 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 bla. Bun, revenind. Vedeți că eu așa fac multe, multe paranteze. Și câteodată să mă pierd. Eu aș vrea să vorbim, da, despre psihicul vostru, despre emoții. Îmi scrieți, puteți să-mi scrieți, da, cum am zis pe Instagram și pe Facebook, o să vă las link în descrierea videoclipului. Puteți să vorbiți cu mine de câte ori vă simțiți rău, de câte ori vă simțiți bine, orice vreți să spuneți, puteți să-mi spuneți. Ce vreau să vă rog este să nu vă supărați în cazul în care răspund puțin mai greu. Eu am să vă răspund, dar uneori nu văd mesajele, iar alteori în zona în care sunt nu am semnal. Așa că eu sigur am să vă răspund, trebuie doar să aveți puțină răbdare. Sper să fiu acolo pentru voi când chiar aveți nevoie. Încă o chestie este că eu sunt o persoană și realistă și foarte pozitivă și energică. Și câteodată știu că este puțin inconfortabil să vorbești cu o persoană ca mine. Eu nu zic mereu, bă, tot o să fie ok, tot o să fie bine, dar sunt așa pe vibe-ul ăla. Bă, stai, las că o să treci peste, o să vezi, o să se întâmple ceva și nu... Adică chestia asta se întâmplă pentru un motiv și la un moment dat o să fie mult mai bine, lasă, nu fie așa și așa. Unora li se pare că acest lucru din partea mea înseamnă că nu empatizez, eu sunt foarte simpatică, eu simpatizez pe toată lumea, mai puțin pe hateri, adică îmi plac și ei, îmi place să le dau bloc. Bun, deci eu chiar încerc să empatizez, doar că o fac altfel, pentru că sunt altfel față de voi, de aceea vreau să vă dau puțin din vibe-ul ăsta al meu, din să vă învăț, ce urât sună asta, să vă arăt cum gândesc eu că poate este mai bine și pentru voi. Cred că v-ar ajuta foarte mult să faceți acest
Vai, nu știu, nu știu, nu vin cuvintele. Pauză, lapsus, lapsus. Pauză, să ne uităm la Emma cât de drăguță e, dar are un mic lapsus mai mare. Aș vrea să fie cineva să mă ajute să-mi găsesc cuvântul. Să-mi termin speech-ul. Bun, să vă mai zic ceva despre mine. Am terminat facultatea de sport din București. Da? Știi foarte urât, trebuie să zic Universitatea de Educație Fizică și Sport, București, bla bla bla, bla bla bla, așa, sunt la master, sunt la master.